Să nu râzi de mine, tot pe scurt. Așa. În lumina celor discutate la această dezbatere și, bineînțeles, a cărților despre care am vorbit cu toții, hai să încercăm să tragem o concluzie despre practica creștină contemplativă și despre folosul ei și, în general, a cărții de spiritualitate creștină pentru laicul contemporan. Da, mă simt puțin stingher că eu trag o concluzie cu trei părinți la masă, nu cer iertare, mă smeresc, asta e. Mi-am notat câteva idei, dar înainte aș vrea să spun două lucruri, dar două. Una referitoare la ce spunea Andrei despre rugul aprins. Din nefericire, dacă știu eu bine, dacă nu știu, aș fi foarte fericit să fiu contrazis, acolo funcționa un anumit regim de binecuvântare dată pentru rugăciunea neîncetată. Și din câte știu eu, părinții ultimii care au fost în viață s-au săvârșit fără să dea această binecuvântare cuiva. Poate că știu greșit și aș fi fericit să aflu, dar într-una parte, că asta e o mică taină, așa. Iar apropo de ce zicea părintele Victor Georgescu, dacă de asemenea îmi amintesc bine, că eu sunt cel mai puțin pregătit de aici, teologic vorbind, știu că la Dionisia Răupagitul există o vorbă, acest întuneric orbitor al lui Dumnezeu, care amintește foarte frumos de acest nor al necunoașterii. Așa, acum îi răspund lui Sorin la întrebare, respectând un canon. Uzual noi neglijăm o anumită latură a ființei noastre, funcționăm ca un fel de mașină cu trei roți. Și care este cea mai importantă, probabil, pentru noi și din acest motiv, deși suntem într-o lume plină de știință și tehnologie și în care ne simțim puternici, suntem sterbi, foarte adesea interior. Un alt lucru pe care îl putem remarca este un anumit curent spiritual globalist, așa, care nu este valabil numai la noi. Întâmplător cunosc și alte spații spirituale și ei se plâng de același lucru. Oamenii dintr-un spațiu spiritual își neglijează propriile lor rădăcini și aleargă să caute în alte părți răspunsuri pe care de fapt le au chiar la ei, în țară sau în locul unde sunt, numai că n-au știut să le caute. Și poate că într-un fel și colecția aceasta își dorește să ne incite, că e valabil pentru toți, să căutăm începând de la noi de acasă și după aceea mergând către exterior, pentru că altfel vom păți ca în alchimistului Coelio și de fapt e un motiv clasic în care cel sărac caută prin toată lumea și când se întoarce în propria grădină, sub el era comoară. Avem o astfel de comoară aici în spațiul românesc. Așa cum am văzut, practica contemplativă e o practică a liniștii și a trezvii, care trezvia fiind această permanentă conștientizare a gândurilor și a ceea ce faci și a ceea ce ești și a raportului tău cu Divinul. Și aceasta ajută chiar și pe orizontală. Am mai spus și data trecută, eu sunt inginer, o să încerc să vă spun niște lucruri foarte practice, așa. Deși nu ăsta este scopul acestui complex de practici, dimensiunile lui sunt mult mai mari decât asta, chiar și acel necălcat pe picior a colegului din autobuz e un început bun pentru viața noastră de zi cu zi. Și există și se oferă premisele prin aceste practici, bineînțeles prin cele de început, că după aceea sunt alte scopuri și alte măsuri, adică nu toată lumea ajunge la el. Scopul pentru cei dotați cu credință, cu deschidere și cu determinare este să ajungă la sfârșitul căii. Dar asta pentru cine poate. Numai că nu trebuie să ne descurajăm. Teoretic toată lumea poate. Iar în ce privește cartea de spiritualitate, cred că este un pas foarte bun de început să aflăm marile gânduri ale unor practicanți și nevoitori și din vechime și din zilele noastre, cum este această carte a lui Marchides,
să aflăm despre marilor sfaturi înțelepte de viață, lucruri simple, nu atât de complicate, și după aceea și de marile lor metode, numai că aceasta de obicei cu povățuitor. Și aș încheia cu, am găsit azi o vorbă care e atribuită lui Einstein, că știința fără religie este șchioapă, iar religia fără știință este oarbă. Mulțumesc! Mulțumim, Mihailiță!